Bună, dragii mei, și bine ați revenit la o nouă rețetă! Astăzi vom prepara un cozonac delicios. Pentru această rețetă aveți nevoie de următoarele ingrediente. 1 kg de făină. Veți face 2 cozonaci dintr-un kilogram de făină. Este bine să o cerneți înainte, chiar și de 2 ori, și să fie la temperatura camerei. Toate ingredientele la temperatura camerei. După făină avem 10 ouă, gălbenușele pentru cozonac, albușele pentru crema de ciocolată, 400 de grame de nucă românească cu 100 de grame de nuci pecan. Este modalitatea mea de a umple cozonacul și cu un alt model de nucă. 50 de grame de ulei sau și untură, dacă aveți, tot 50 de grame, o esență de rom și una de vanilie, inclusiv orice altă esență vă place, 300 de grame de zahăr, 40-50 maxim de grame de drojdie, 70 de grame de cacao, lapte călduț 500 de ml, probabil nu vor intra 500 de ml, depinde de făină, puțin zahăr pudră pentru decor, coaja de la o lămâie și de la o portocală, iar aici avem un topit și răcit 200 de grame. Avem aici 1 kg de făină, veți obține 2 cozonaci destul de mari. Vom lua drojdia proaspătă, pe care o vom desface, 40 de grame am eu aici, maxim 50, iar pentru a activa drojdia vom adăuga o lingură de zahăr și cu puțin lapte călduț o să o amestecăm. Gălbenușele noastre, 10 la număr, cu un praf de sare și le vom bate acum, doar cât să le spargem în făină. Adăugăm drojdia. Am adăugat oul, drojdia. În momentul ăsta, pentru că laptele este deja călduț, zahărul nostru o să se topească, asta este ideea. O să amestec puțin în lapte, cât să simt că zahărul se dizolvă. Tot în lapte o să adaug esență de vanilie, puțin rom, restul romului îl vom folosi la crema de ciocolată cu care vom umple cozonacul și frământat aluatul, o să-l scoatem. Iar acum o să-l transfer pe platul nostru de lucru, este lipicios. O să-l frământăm un pic. Cam asta este consistența aluatului. După cum vedeți, deja este foarte elastic. Acum ideal e să-l pur și simplu să-l trântim de cât de multe ori putem, ca să activăm glutenul să devină foarte pufos. În momentul ăsta îl aducem la o formă rotundă. Și eu de obicei fac un semn cruce ca să crească frumos. O să iau un bol, o să-l lung și pe ăsta cu puțin ulei. Și o să lăsăm să crească aproximativ o oră jumate sau până când își va dubla volumul. Aluatul nostru este încă la dospit, moment potrivit să preparăm crema de ciocolată. Cu albușurile rămase,
Am folosit 10 ouă, o să folosesc cam 8 albușuri, nu chiar toate. Avem albușurile de ou, avem 400 de grame de nucă românească, nu cred că o să o adăugăm chiar pe toată. Avem aici zahăr, cacao, și vom mixa nucile cu albușul cu zahărul, nu foarte fin, iar spre final o să adaug și nuci pecan pentru că vreau să rămână mult mai întregi. Mai adăugăm încă puțin zahăr. Vrem să avem un cozonac plin de nucă și de cacao. Crema noastră este gata. Aluatul nostru de cozonac l-a crescut o oră jumătate și a dublat volumul. O să îndepărtăm folia. O să adăugăm puțin ulei pe blatul de lucru. O să răsturnăm. O să porționăm aluatul nostru în 4 părți egale. După care venim cu crema de ciocolată pe care am pregătit-o în prealabil, din abundență. Aici o să lăsăm 2 cm ca să nu curgă. Lăsăm deoparte și urmează a doua biluță de aluat cu care vom proceda la fel. Lăsăm aici 2 cm ca să nu ne curgă crema. Oricum nu e nicio problemă dacă cozonacul explodează pentru că la final va arăta foarte bine. În momentul ăsta, când avem ambele părți umplute, o să le împletim și o să-l așezăm în tava noastră cu hârtie pergament, ca să nu se lipească. Am terminat de montat cozonacii. Îi vom mai lăsa să crească cam 30 de minute, iar după îi vom da la cuptor pentru aproximativ o oră. Cozonacul nostru este gata, arată foarte bine, este rumen și sper că v-a plăcut rețeta și o veți face și dumneavoastră acasă. Poftă bună!